Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și vă invit la o ediție a emisiunii Panoramic specială, pentru că am un invitat special în această seară, domnul primar Gigel Gianu, primarul municipiului Motru, a doua localitate ca mărime din județul Gorj, care n-a mai fost din 2017 la noi și sigur are multe să ne spună, mai ales că tema noastră este perspective 2018 la Motru. Bună seara, bine ați venit, domnule primar. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ați venit, cu mult drag v-am invitat și vreau să spun ceva, sunt răutăcioasă, dar vreau să spun ceva telespectatorilor. Domnul primar Gigel Gianu este unul dintre primarii care răspunde la telefon. Foarte mulți nu răspund. Dacă presei nu răspund, sunt curioasă dacă răspund cetățenilor de rând sau când nu cunosc numărul. Asta e primul lucru pe care vreau să-l spun. Și în al doilea rând, când promite ceva, se ține de cuvânt. Există primari care promit și nu se țin de cuvânt. L-am sunat, domnul primar, veniți, da? Da, doamnă, vin. Bun, l-am sunat acum o jumătate de oră, domnul primar, sunteți pe drum, da, doamnă, sunt... Mulțumesc tare mult că cu multă ați avut plăcere. Timp și în afara programului, că unii se plâng că e în afara programului. Păi e chiar mai bine în afara programului. Dar dumneavoastră sunteți reprezentantul orașului și în afara programului. Un primar e 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână în funcție. Doar atunci când pleacă în concediu, delegă toate sarcinile, altfel rămâne primar, nu? Inclusiv noapte. Și noaptea, da, răspund tuturor celor care mă apelează, evident. Chiar dacă nu cunoașteți numărul? Da, chiar dacă nu cunosc numărul. Felicitări. Se întâmplă doar să, în același timp, să mai vorbesc la telefon și după care verific și dacă am, în general îmi fac timp să apelez eu persoana, să văd despre ce este vorba, ușa e deschisă permanent. Evident că din cauza asta se adună câteodată foarte mulți și nu toți reușesc să intre la mine, stau, își pierd răbdarea și mai pleacă. Dar, în general, indiferent de că am audiențe sau nu, ușa este deschisă și oricine poate să vină. Și ascult orice problemă, le preiau și fac tot posibilul ca să și rezolv problemele care mi se aduc, mi se ridică. Dar cum faceți să le țineți minte pe toate? Nu țin minte, îmi notez. În agenda. Nu țin minte, îmi notez. Se întâmplă să vorbesc la telefon când sunt afară, în mașină, și să nu-mi notez și atunci încerc să recapitulez despre ce era vorba, să nu uit. Se întâmplă să și uit. Eu am o metodă. Trimiteți-mi un SMS că sigur o să uit. Dacă sunt la volan. Da, și cu sau SMS. Scrieți-mi pe Facebook și când ajung la birou îmi notez în agenda. Și cu SMS, da, bun. E o idee, nu? Mă bazez pe faptul că lasă că țin minte, dar se mai întâmplă să uit. Tocmai. Pentru că sunt multe. Pentru că sunt multe. Dar vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți inginer minier, nu? Da. Nu mă înșel. Da. A lucrat în minerit la Roșiuța? La Roșiuța, da. La Roșiuța. Da, în bazinul Motru. Aș vrea să vă întreb, că acum aveți ceva vechime, e primul mandat, dar deja v-ați ancorat în activitatea de administrație, că prima dată când ați venit erați mai la început și de-aia nu v-am întrebat. Nu e greu să fii primar față de inginer în minerit? Indiferent cum e, pentru mie mi-a plăcut să răspund la provocări și munca în administrație a fost ca o nouă provocare pentru mine, altceva decât ce făceam. Și să știți, cu cât e mai greu, cu atât e mai captivant. Sau, pentru dumneavoastră, cel puțin. Atunci când rezolvi o problemă ușor, așa, ai niște satisfacții. Când ai greutăți, probleme, piedici și până la urmă tot ai rezolvat, atunci, într-adevăr, are alt gust. Alte satisfacții sunt când rezolvi probleme grele decât mai ușor. Administrația în Motru este grea, din mai multe puncte de vedere, nu știu dacă toate administrațiile sunt grele, dar la Motru este o perioadă dificilă și asta o face să mă implic și mai mult și să-mi doresc să rezolv problemele cât mai multe și cât mai grele. Și am și convingerea că voi reuși. Da, mai ales că se vorbea la un moment dat de falimentul localităților și Motru era chiar pe listă, după câte știu. Deci, în situația în care era municipiul Motru atunci când am preluat mandatul,
Da, era pe cale, dacă nu eram atenți și nu lucram cu grijă și cu multă grijă, să nu zic altfel, chiar riscam să intrăm în cup, să avem probleme de genul acesta. Sunt localități în țară care au avut probleme, cărora li s-a cerut insolvența, evident că se rezolvă, nu se poate fără administrație locală, indiferent ce localitatele este, dar nu e plăcut să ajungi în situația asta, nu este plăcut. Categoric. Și pentru că tema noastră este perspective 2018 la Motru, bugetul bănuiesc că l-ați făcut, sper că l-ați făcut, pentru că sunt localități care încă n-au terminat cu toate aprobările. Da, până la urmă am reușit să închidem un buget. E adevărat că sunt probleme și cu banii. Am închis ca să putem să parcurgem etape, dar probleme sunt. În situația în care suntem acum cu veniturile, este foarte posibil ca în septembrie să rămânem fără bani pentru tot. Dar nu sunteți singura localitate, toate spun același lucru. Evident, revoluția asta fiscală, revoluția fiscală a generat pierderi și mai mari la bugete. Dacă alte localități aveau cât de cât constant, mă refer aici la comune sau chiar și alte orașe, la Motru veniturile oricum scăzuseră în ultimii ani și mai vii și cu o pierdere din asta de 28% din cât aveai, nu este deloc ușor, confortabil, ba chiar creează probleme. Și în sensul ăsta sper ca, așa cum a promis guvernul, guvernanții, în luna iulie să facă un bilanț al veniturilor pe 6 luni al fiecărui UAT, iar apoi să rectifice bugetul și să completeze astfel încât veniturile la bugetele locale să nu fie mai mici decât veniturile din înregistrate în anul precedent. Bineînțeles, mai pun în niște condiții, dar este singura soluție care ne-ar mai salva. Când am construit bugetul pentru 2018, bineînțeles că de asta am și rămas fără bani pe trimestrul 4, că am avut în vedere să finanțăm proiectele care ne ajută la accesări de fonduri. Pentru că numai ceea ce cu fonduri, e foarte normal. E normal. Numai cu fonduri externe putem să facem ceva și să dezvoltăm. Mai ales că, așa cum se vede de la buget, abia să trăiești, să supraviețuiești. Și atunci, întâi am prins aceste lucruri și apoi am închis bugetul pe restul, pe salarii, pe funcționare, pe absolut orice. E un an foarte greu. Anul trecut a fost foarte greu, 2017, am reușit să-l trecem cu bine, dar 2018 se anunță și mai greu, mai ales că încep apelurile de proiecte și toate etapele pentru achiziția respectivelor servicii pentru ducerea la îndeplinire a proiectelor finanțate pe fonduri europene. Și după câte știu, nici nu aveți voie să începeți, să inițiați un proiect dacă nu aveți fondurile necesare disponibile deja în cont. Este nu? Nu la toate. Nu la toate. Sau nu, știu eu, da, pentru costurile neeligibile. Nu la toate tipurile de proiecte se cere ca să faci dovada disponibilității sumelor de bani pentru cofinanțare, nu? Încă de la început, nu, și apoi e vorba de proiecte finanțate din fonduri europene. Pe asta marjăm cel mai mult. Și în această situație, nădejdea noastră mare este în rectificarea bugetară care să ne acorde bani de cofinanțare. Ar fi culmea să riscăm să pierdem multe milioane de euro bani europeni doar pentru 2% cofinanțare. Partea nu de noastră altă, de cofinanțare. Trebuie să... Și oricum în exercițiul financiar precedent, 2007, 2013, 2015, cât s-a prelungit, gradul de absorbție a fondurilor europene a fost foarte mic și chiar am fost acuzați de lucrul ăsta. În acest exercițiu financiar, România și-a propus să absorbă cât mai mulți bani. Iar dacă partea de cofinanțare e o problemă, reprezintă o problemă, sau n-ar trebui să reprezinte o problemă partea de cofinanțare, de cei 2% sau cât este cofinanțarea, pentru restul banilor care vin de la Uniunea Europeană.
Bineînțeles că avem în vedere și credit de la trezorerie, dar sunt niște condiții pe care trebuie să le îndeplinești sau poate chiar și un alt credit, cu toate că motorul are deja credit de la bancă și mai avem încă vreo 4 ani de rambursare. De când aveți creditul ăsta? Nu, creditele sunt vechi, erau 2 credite mai vechi, au avut perioadă de grație, 2 ani sau chiar mai mult și au intrat în plată cu puțin exact înainte, vreo 2-3 luni înainte. Bineînțeles că au început demersurile și am finalizat demersurile pentru o refinanțare, adică s-a reușit prin asta să scadă rata cu dobânda la jumătate, că altfel era extraordinar de apăsător. S-a reglat un pic și perioada de creditare, astfel încât să putem să ne-a ajutat foarte tare să supraviețuim. Foarte important. Ce proiecte de investiții aveți pentru 2018 în vedere? Care sunt în derulare, că poate sunt și multe anuale, și ce intenții de inițiere de proiecte aveți? Exact cum ați spus, proiectele importante sunt multianuale, așa că dacă vorbim despre proiecte, nu vorbim doar despre 2018, vorbim de o perioadă mai mare care depășește și 2020, anul 2020, perioada de finalizare până la urmă. Suntem în etapa în care pregătim documentații și toate cele necesare pentru scrierea cererii de finanțare, pentru accesarea de fonduri. Avem foarte multe proiecte și trebuie să vă spun că la nivelul municipiului Motru am creat un grup de lucru care are ca principală atribuție identificarea tuturor posibilităților de finanțare. Deci absolut tot ce se poate finanța prin fonduri externe și europene și guvernamentale, astfel încât să nu ratăm nimic, să nu pierdem nicio posibilitate de finanțare, pentru că după acest exercițiu 2013-2020, cum este, îmi cer scuze, nu se știe dacă vom mai avea posibilități sau care sunt condițiile, care sunt criteriile de acordare a finanțărilor externe, europene, și atunci trebuie să profităm la maxim de această perioadă. Avem în principal, în cele mai importante proiecte și lucrări sunt în reabilitări de străzi, trotuare și alei pietonale și parcări. Am cuprins am câteva calupuri de grupuri de străzi, astfel încât ne-am propus să reabilităm aproape toate străzile și aleile care nu au mai fost reabilitate până în acest moment. Zona de mijloc, zona periferia orașului, unde mai avem încă străzi care sunt la nivel de uliță, adică n-au fost betonate, asfaltate niciodată. Chiar m-am pierdut pe niște ulițe prin Motru, recunosc. La margine, zic, în interior. Nu mai la margine. Da. Și fac obiectul unor proiecte aceste străzi, pentru că este extraordinar. Toată lumea zice că am ajuns în anul în care suntem și tot mai sunt străzi. Ulițe prin Motru. Din pietri, balastru, cheltuim, muncim în fiecare an de 2-3 ori să le nivelăm, să completăm, dar din cauza vremii apar gropile din nou. Dar aveți și multe sate aparținătoare, după cum știu. Da, avem și 7 câte? Sate aparținătoare. 7. Și componente, da, pe o distanță maxim de 11 km. Leurda, de exemplu, ține de Motru. Leurda ține de Motru, dar e Horești și mai departe. Da. Și în partea asta, la altă, Roșiuța, care este la 11 km de centrul municipiului Motru și pentru care avem în vedere derularea unor proiecte. Apoi avem... Dar se consideră, scuzați-mă că vă întreb, acolo în sate se consideră zonă urbană sau rurală? Da, satul Roșiuța, municipiul Motru, asta e adresa. Știu, dar când e vorba de proiecte, îl consideră sat? Nu, e municipiu. E municipiu. Îl consideră municipiu. Chiar dacă era sat sau dacă era comună, ar fi fost mult mai bine, pentru că pentru mediul rural sunt mult mai multe programe de finanțare. Au fost și sunt programe de finanțare. Comunele
au posibilități de accesare fonduri mult mai mari decât orașele, iar municipiul Motru, ca număr de locuitori, e destul de mic, ca și denumire că e municipiu rang 2, este într-o altă categorie, încadrare. Iar Cantindele e foarte mare. Că se află într-o zonă gri atunci când trebuie să îndeplinești anumite condiții de finanțare, de te afli cam printre ele, nici că e municipiu, oraș mare, municipiu mare pentru care sunt anumite posibilități. E mare ca suprafață. Dar nici că este mic să te încadrezi la sau... Dar nici nu este exclus de la orice variantă de finanțare. Dar cât e cofinanțarea pentru municipii, pentru zona urbană? E mai mare decât nu, la rural? Nu. E la fel, dar depinde. Cele mai multe cofinanțări pe... la banii europeni este de 2%, reprezintă 2%. Și există sunt și cu zero. Cu zero, nu fonduri europene. Nu fonduri europene. Da. Guvernamentale. Pe la guvern. Bune șele. Bune șele, dar aici... Vă dă guvernul. Nu bune, apropo. Foarte bune. Dar și aici, atunci când înaintezi și se aprobă la guvern, ți se acceptă, la fonduri guvernamentale mai intervine și factorul politic. Mai mult ca sigur, pentru că am înaintat 27 de proiecte, foarte multe proiecte pentru fonduri guvernamentale și ni s-au aprobat doar 3. Două grădinițe și o școală. Bine și atât, dar... Câte ați înaintat? 27, da. 27 de proiecte am înaintat către minister pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2, ni s-au aprobat doar 3. Bineînțeles că n-am dezarmat, ne-am îndreptat atenția către fondurile europene. Prin fonduri guvernamentale, două grădinițe și o școală, în sumă totală de 950.000 de lei, 9 miliarde și jumătate. Proiectele înaintate de noi aveau o valoare, se ridicau la o valoare destul de mare, că avem zone de reabilitat în oraș cu valoare foarte mare, care depășeau 50 și ceva de miliarde, 5 milioane și jumătate, 5.200.000, anumite zone, atât era studiul de fezabilitate. De asemenea, avem în vedere și reabilitarea și dotarea casei de cultură, reabilitarea și dotarea colegiului tehnic, pentru că există o axă specială pentru învățământ tehnic. De asemenea, nu neglijăm investițiile pe care intenționăm să le facem la UOATA, pentru care să accesăm iarăși bani guvernamentali pentru încălzirea în sistem centralizat și nu în ultimul rând spitalul pe care vrem să-l reabilităm. Am făcut și că în fiecare an s-au investit bani în reabilitare de secții în cadrul spitalului, dar intenționăm să accesăm fonduri, să reabilităm și clădirea pe ansamblu, toată clădirea, să îi creștem eficiența energetică. S-au făcut investiții pentru a se aduce gaze în Motru. Aș vrea să știu în momentul de față, UATA este o soluție pentru încălzirea locuințelor din Motru pentru cât la sută din populația din partea urbană, adică la blocuri mă refer. Că da, pentru că se adresează doar zonei urbane. 80% sunt în acest moment racordați la sistemul centralizat și 20% până acum s-au debranșat. Există așa un număr constant de solicitări de debranșare. A fost și teama asta că se întâmplă ceva cu uzina, că se va închide când a intrat în insolvență în 2015. Haideți să spunem, UATA este uzina care produce apă... Apă caldă și agent termic. Și agent termic pentru oraș. Și de cine ține? Este societate comercială, da? Cu acționar unic, Consiliul Local Motru. Deci Motru. Este ca a municipiului. Să nu creadă cineva că facem publicitate cuiva, deci este societatea... Nu, este societatea municipiului Consiliului Local. Cei care s-au debranșat s-au legat la gaze? Da, asta a fost varianta și au pus centrală de apartament pe gaze. Da, de ce vi se pare un lucru rău că vor să-și pună centrale? Fiecare vrea să-și controleze agentul termic, să aibă
Nu este un lucru rău, dar dacă toți locuitorii din oraș ar avea posibilitatea să-și monteze centrală proprie, n-ar fi nicio problemă. Ați scăpat de grija uzinei. Am scăpat de grija, sau cum a zis un lider din Târgu Jiu, am rupt mâța în două într-un an și gata, a fost rău atunci, pe urmă lumea să... nu e așa, avem foarte mulți pensionari, în motru veniturile sunt foarte destul de mici, chiar dacă zona este minieră, veniturile din minerii nu mai sunt așa mari, dimpotrivă, au rămas foarte mult în urmă, au fost devansate de foarte multe alte activități și oamenii nu își permit să-și achiziționeze și să-și monteze o centrală cu tot ce presupune asta, de la proiect până la finalizarea lucrării. Și atunci trebuie să venim în sprijinul lor, adică să aibă alternativă. Pentru că deocamdată 80% din populația urbană este racordată la sistemul centralizat. Au existat discuții la un moment dat, știu că chiar s-a făcut o dezbatere publică, nu știu dacă era o problemă de politică cumva la mijloc, că eu am simțit așa și o problemă politică în perioada respectivă, chiar eu am moderat o dezbatere publică în Casa de Cultură Motru acum câțiva ani, eram la o altă televiziune și se discuta dacă oata sau gaze, asta era problema. Și se plângeau atunci unii oameni din sală, nu știu dacă erau, știu eu, reprezentanții cuiva care avea anumite interese, nu pot să spun asta, dar se spunea că OATA pune foarte multe condiții în momentul în care se cere debranșare, adică cere nu știu ce sume de bani, cere nu știu ce, mă rog. Este evident că atunci când cineva solicită debranșarea, trebuie să nu aibă datorii către societatea respectivă. Normal, cine și atunci una din condiții îi plătești datoriile. Da, da, și atunci nu ți acceptă debranșarea până nu ți-ai plătit datoria. E singura sumă care trebuie plătită, evident, da? Atât. Să-și achite datoria către societatea respectivă. Doar agent termic. În afară, trecând peste politică, trebuie să te gândești și care sunt nevoile și necesitățile oamenilor din zona respectivă. Ori, așa cum am spus, foarte mulți pensionari, foarte multă lume cu venituri mici, foarte multă lume fără venituri și care din ajutor social sau din ce lucrează și primesc din altă parte, își achită utilitățile. Ori sunt la limita, sunt și foarte mulți cu datorii, că societatea are probleme, a intrat în insolvență, tocmai din această cauză. Sunt la limita, locuitorii sunt la limita la care pot să supraviețuiască, să zic așa. Și atunci, închiderea societății ar fi o problemă foarte mare pentru cei care nu își permit să-și ia centrală de apartament și să aibă încălzire proprie, cu gaz. Iar pentru ei facem tot posibilul să salvăm și să ducem mai departe OATA. Nu este de neglijat, am primit un ajutor guvernamental la solicitarea noastră din fondul de rezervă, o gură de aer imensă pentru această societate. De asemenea, lucrăm acum și să solicităm fonduri, bani guvernamentali pentru reabilitare și pentru modernizare, chiar să achiziționăm un cazan nou, un cazan mare pentru iarnă, pentru că la această dată cel vechi nu îndeplinește condițiile de mediu, toate condițiile de mediu. Pentru perioada de vară suntem în curs de finalizare a montării unui cazan nou, un cazan mic pentru apa caldă menajeră pentru perioada de vară. Și la 1 aprilie, când se va opri căldura, mai mult ca sigur, vom porni cazanul nou pentru apă caldă menajeră și oamenii vor avea tot în sistem centralizat și vor beneficia și de acest serviciu. Să înțeleg că până acum nu aveau apă caldă vara? Da. Sau se pornea cazanul cel mare? Era alt cazan. Nu, era un cazan mic. Dar era un alt mic, dar care cazan, nu mai era corespunzător. Era un cazan mic, nu era corespunzător din toate punctele de vedere normele cerute de mediu, dar fusese dimensionat pentru o capacitate mult prea mare. Era la 10 gigacalorii pe oră, ori necesarul maxim pe perioada de vară era de 3 gigacalorii ziua pe oră, noaptea scăzând chiar la 1. Nu avea posibilitate de reglaj, deci el funcționa în pierdere
era ca o pierdere programată. Și atunci cei dinaintea noastră au ales soluția să acceseze niște fonduri și să schimbe, să vină cu un cazan nou și dacă tot e nou, este și pe gaz, nu mai poluează, este exact cât trebuie, 3-4 gigacalorii pe oră, că asta e capacitatea maximă, adică exact cât trebuie să asigure pentru oraș. Pierderile, pe lângă că e nou și nu mai sunt pierderi, randamentul este altul, costurile și pentru oameni consumă probabil că mai sunt puțin mai mici și nu funcționează în pierdere, adică se produce aproape cât este necesar. Și e mai mic prețul la om, acasă? Gigacaloria, da. E, oricum, motru are cea că mai... era cea mai scumpă. Motru nu. Aveți una dintre cele mai ieftine, cel mai cărbune? Mic preț. Da. Și acum, pe iarnă, avem da? Cel mai mic preț, funcționăm cu cărbune. Și avem printre, nu știu, dacă al doilea pe țară ca preț mai mic, cel mai mic preț la pe gigacalorie produsă. Așa a fost și înainte sau așa e acum? Nu, așa a fost dintotdeauna. Dintotdeauna? La motru a fost mai mic. Păi preț. Am impresia pentru că aveți acolo o carieră și aveți niște subvenții legate de cărbune sau de ce? Nu, e cel mai mic preț? Nu, era carieră, era cărbunele din zonă. Costa, nu costa transportul. Transportul era transport foarte ieftin, îl aruncați peste gard la uzina. Da. Cam așa. Bun. Ce alte proiecte mai aveți în vedere în anul 2018? Aș vrea să ne oprim însă, pentru că ați spus deja despre Casa de Cultură și pentru că noi suntem un post preponderent cultural. Aș vrea să-mi spuneți care este soarta Casei de Cultură din Motru, pentru că este mare, este foarte încăpătoare, ați făcut evenimente frumoase acolo și, din păcate... Este foarte mare, este foarte util. Deocamdată fi, nu funcționează, nu? Nu funcționează, nu, s-a oprit imediat după, după în 2015, colectiv. După accidentul de la colectiv. Nu s-au mai băgat nici bani în întreținere, nu s-au mai investit deloc pentru Casa de Cultură și evident că atunci când nu o întreții începe să se degradeze, dar face obiectul unui proiect prin care dorim reabilitarea și dotarea Casei de Cultură, adică sper să reușesc ca până la sfârșitul mandatului să avem o Casă de Cultură modernă și care și să îndeplinească condițiile ISU ca să luați și autorizație. Altfel nu altfel să, degeaba o... Altfel nu, nu al, face parte din caietul de sarcini privind proiectarea și execuția lucrărilor, exact, îndeplinirea și condițiilor. Condiția primordială, evident, altfel nu poate funcționa. Evident. Și, dar, domnul primar, eu nu înțeleg un lucru. Aceste case de cultură au fost construite pe vremuri, deci înainte de 89 și bănuiesc că nu s-a schimbat regulamentul ISU între timp și n-au mai corespuns casele de cultură sau ce s-a întâmplat, deci nu le-au construit de la început cum trebuie, că era vorba că Ceaușescu a construit cum trebuie tot ce a făcut. Sau s-a schimbat legea și n-a mai corespuns ușile? Ori de câte ori are loc un accident, un eveniment nedorit, se analizează, se trag concluzii, care sunt cauzele, ce a condus și ce se poate face ca să eviți și acest lucru. Alte evenimente asemănătoare. Și în altă parte. Pentru că e bine să înveți din greșelile altora, dar înveți și dintre ale tale. Dacă... Dar întrebarea, ce nu corespunde la Casa de Cultură din Motru? Păi, că nici cea de Târgu Jiu nu funcționează din același motiv. Materialele din care sunt confecționat tot ceea ce e în dotare sunt inflamabile. Adică lambriurile, finisajele de partea de sus de pe tavan, scaunele, tot sunt ușor inflamabile și atunci trebuie să vii cu materiale ignifuge, alt tip de materiale, unele dintre ele chiar și mocheta care să reziste 10 sau 20 de minute la incendiu, să nu se aprindă.
ușile de evacuare să se deschidă în exterior, să fie ușor accesibile, s-au schimbat multe. Nu s-a întâmplat nimic la Casa de Cultură în Motru sau probabil niciun accident sau la Casa de Cultură din Târgu Jiu. Dar dacă a avut loc un asemenea eveniment în altă parte, la București, atunci evident că s-a luat decizia, măsura ca absolut toate din țară să nu se mai petreacă încă un eveniment din ăsta, să îndeplinească anumite condiții. De asta de multe ori se mai schimbă și legea în funcție de evenimente, în funcție de tragedii până la urmă. Da, din păcate, într-adevăr, sunt situații în care un incendiu poate deveni fatal acolo unde e o mulțime de oameni, într-adevăr, dar totuși, ca să închizi atâția ani și să nu găsești soluții, deci din 2015 până acum nu s-au găsit soluții pentru rezolvarea acestor probleme, chiar să nu ai într-un municipiu un loc unde să faci activități culturale la Târgu Jiu, să dau festivaluri în localuri ale unor privați, în restaurante, nu e corect, nu e posibil. Soluții sunt, bani nu sunt. Toate se rezolvă cu bani. Știm. Iar cu ce nu avem cu ce. Da. Am avut o colaborare și sper să mai am cu Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Au venit la Motru pe vremuri când Casa de Cultură era funcțională, jucau pe scena Casei de Cultură. Acum fiind închisă, au venit cu două piese de teatru pentru copii și au jucat într-o sală de sport. Deci au prestat în sala de sport. Este evident că altfel aș fi vrut eu să fie, altfel aș colabora și nu numai cu Elvira Godeanu, cu teatru și cu alte astfel de instituții din zonă, dacă am avea o casă de cultură și să corespundă cu scenă și tot ce trebuie acolo, după toate cerințele pentru a putea să joace o piesă de teatru în condițiile necesare. De asta este și motivul pentru care lucrăm și vom face tot posibilul să accesăm fonduri. Vedeți, vorbeați la început de proiecte în derulare. Dacă nu ai găsit nimic pregătit și nu ai găsit nimic început, nu ai avut ce să continui. Și atunci o iei de la zero cu proiectele. Pentru fiecare proiect, când e vorba și de ban public, trebuie să parcurge anumite etape. Nu e ca un privat care se uită în buzunar câți bagă mâna în buzunar și își cumpără ce vrea ca să facă sau se duce la bancă, ia credit și apoi se apucă și face el ia decizia. El ia decizia, nu-l întreabă nimeni cum și-a cheltuit banul, riscă, dar nu riscă sau face tot posibilul să iasă. E la ban public, oricât de mult ți-ai dori să faci sau să meargă mai repede, trebuie să respecti niște legi, niște etape. Niște etape. Și atunci se întinde, durata de implementare este mai mare. Dar și rezultatele, pentru că și investițiile sunt foarte mari, se vor vedea după. Care sunt proiectele multianuale pe care le aveți în derulare în momentul de față? Așa cum am spus, în afară de reabilitări de străzi și trotuare, avem Casa de Cultură, avem spitalul, avem... Deci Casa de Cultură e un proiect în derulare? Nu, adică lucrăm pentru accesare de fonduri. Depuneți. Da, să depunem, pentru că încă nu s-a deschis apelul de proiecte, axa pe care vrem noi să accesăm. Colegiul Tehnic, reabilitare și dotare, este o axă specială pentru învățământ tehnic, învățământ liceal tehnic și este foarte bun că mai mult ca sigur că în viitorul apropiat va fi nevoie de forță de muncă bine calificată, nu numai de absolvenți de facultăți, mai e nevoie și de forță de muncă calificată în diverse domenii și atunci reabilităm și dotăm colegiul tehnic pentru a atrage copiii, a-i determina să învețe o meserie, pentru că se pot face bani mulți și dintr-o meserie bine făcută, decât să ai facultate și să nu... Și să fii taximetrist. pentru că nu poți să posturi pentru oameni cu facultate sunt mai puține în ultimul timp. Da, dacă păi să ne gândim libere.
libere, da. Dar mă gândeam acum că spuneați că veți reabilita și că sunt fonduri pentru colegiile tehnice, mai aveți și colegiul George Coșbuc, care nu e colegiul tehnic și nu va beneficia de genul ăsta de finanțare. Cu el ce faceți? Că o să plângă? Nu vor plânge, găsim, a fost, este bine întreținut, să știți, nu necesită multe lucruri. Da, arată foarte bine, da. Dar fie clădire publică și putem găsi o variantă și pentru Colegiul Național George Coșbuc, da. Mai ales că aveți elevi foarte buni la ambele colegii. Da. Merg în concursuri, în olimpiade, iau premii foarte bune. Au trupă de teatru la George Coșbuc, după câte știu. Este vorba de teatru senzorial, ceva de, inedit. Da. Nu știu dacă mai e încă o trupă în țară care să facă și acolo au profesioniști. Aici e vorba de elevi de liceu. Da. Ca să nu mai vorbim de partea de folclor. Deci m-au nebunit la festivalul de colind de anul trecut, că anul ăsta sau acum 2 ani când l-am filmat, pentru că anul trecut, din păcate, aveam deja un angajament, dar am reușit să venim să filmăm exact aceleași echipe ale dumneavoastră la primărie, unde au venit să vă colinde și a ieșit un spectacol chiar și acolo, pe scara interioară de la intrarea primăriei, un spectacol extraordinar, live. Și trebuie spus, n-au cântat playback, da? Și a ieșit foarte bine. Și a ieșit extraordinar de frumos. Deci, mulți talentați, mulți copii talentați, în toate domeniile și cu rezultate foarte bune oriunde merg. Pe folclor chiar avem două fete care câștigă orice competiție la care participă. Haideți să le spunem și numele. Petronela Bârsilă, Denisa Ungureanu, nu mai țin minte, dar mai sunt mai mulți. Sunt foarte mulți, da? Copii talentați. Și apoi copii care au rezultate foarte bine la concursurile școlare, la olimpiadele școlare. Tocmai. Și care, nu numai pe județ, dar și pe țară, obțin rezultate foarte bune. Vă întrerup o secundă, mi-amintesc la Colegiul George Coșbuc, când am făcut... Noi publicăm în vertical, că avem și publicația vertical, acolo unde găsim colaborare cu liceele respective, oferta școlară. Și zice doamna director adjunct, acum cred că e director plin, da? Doamna director de la Colegiul Coșbuc. Doamna Păuna. Da, doamna Păuna, acum e director plin, da, nu da. Era director adjunct. Atunci zice, da, să vă trimit, că dânsa se ocupa, să vă trimit și rezultatele noastre, știți, de la olimpiade, de la concursuri, dar cum să nu, bineînțeles, nu se pune problema, zic, aveți două pagini, o pagină oferta școlară, o pagină, sau era o singură pagină de ziar, nu mai știu, și zic, o pagină, ba nu, două, și zic, o pagină rezultatele, și când am numărat numărul de semne, cât avea textul cu rezultatele, oferta școlară era cât era, da. Și restul rezultatele. Din anul precedent, nu din toată exact. Perioada. Îmi trebuiau 7 pagini de ziar ca să le pun pe toate. Am zis, doamnă, îmi pare rău, haide să tăiem, pune numai premiile întâi, că n-are loc în ziar. Este extraordinar de este multe și, premii este, câștigate. Da, este meritul cadrelor didactice, pentru că există cumva și o competiție în interior între cadrele didactice privind rezultatele elevilor pe care îi coordonează și asta se vede până la urmă pe rezultatele pe total. Eu am observat asta și atunci când la zilele motului oferim premii olimpicilor, că am o bună bucată de timp în care îi felicit pe cei care au obținut rezultate foarte bune. Și la sport sunt rezultate foarte bune. Și când erau olimpiadele pe meserie, obțineau rezultate foarte bune. Deci cam în absolut în toate domeniile motru este prezent și chiar câștigă. Da, în condițiile în care la 45 de kilometri de capitala județului, unde ar trebui să existe Dumnezeu pe pământ după părerea unora și că școală se face, vezi doamne, numai la centru, uite că se face și la marginea Gorjului, la municipiul Motru, și se face școală pe bune, pentru că sunt copii care participă la olimpiade naționale și câștigă, vin cu premii mari și frumoase, adică nu concurează cu comunele din jur. Deci concurează cu colegii din întreaga țară. Da.
Chiar acum s-au terminat niște olimpiade, s-au aștept rezultatele, să vede, să facem așa o comparație, procente între Motru și Târgu Jiu. Așa, ca statistică. Curiozitate să... Cred că totuși, având în vedere numărul de copii de la Motru, numărul total de copii, pentru că avem o problemă și cu sistemul ăsta de învățământ, procentul este foarte mare la Motru, este foarte, foarte mare. De ce spun că avem o problemă? Pentru că depopularea asta a orașului a condus la scăderea numărului de copii, scădere drastică a numărului de copii. În față de 2011, aproape la jumătate, numărul de copii preșcolari, cifră care se regăsește apoi în învățământul primar, gimnazial și urmează să se găsească și în învățământul liceal. Și în situația asta, chiar rezultatele le putem considera excepționale, chiar foarte, foarte bune. Da. Să trecem la sănătate, pentru că e foarte importantă și cu toții ajungem în situația de a avea nevoie să ajungem într-un spital din nefericire. De servicii medicale. Serviciile medicale, până la urmă învățământul și serviciile medicale sunt foarte importante. Bineînțeles și activitatea economică în general, pentru că de acolo vin banii pentru toate celelalte. Dar serviciile medicale sunt oferite de stat pentru că plătim cu toții niște dări, niște asigurări de sănătate și avem dorința și pretenția, și e normal să fie așa, ca în momentul în care mergem în spital să găsim condiții optime, pentru că de îmbolnăvit ne îmbolnăvim o dată, poate la 4 ani sau poate o dată la 10 ani, iar de plătit plătim în fiecare lună și plătim sume mari. Cum e spitalul de la Motru? În general, sistemul medical este subfinanțat. Nu putem spune că Motru e perfect, e foarte bine. Așa cum am spus, reabilităm în fiecare an câte o secție. Am reabilitat câte o secție, s-au făcut unele reabilitări în anii anteriori mai, pe mai multe secții. Am reușit anul trecut să obținem finanțarea, să reținem finanțarea pentru un tomograf. Avem tomograf. Așa cum am spus, lucrăm la un proiect și vom reabilita clădirea pe ansamblu, spitalul, rămânând să vedem ce investiții putem face și în dotare. Faptul că avem tomograf, că există aparaturi bune deocamdată în spitalul Motru, dar mai avem nevoie de foarte, foarte multe aparate și instrumente pentru un diagnostic corect și clar. Am vorbit cu conducerea spitalului, știu cam ce au nevoie, dar în acest moment depindem doar de finanțări de la guvern pentru dotarea spitalului. Și le veți obține când? Noi facem solicitări în fiecare an. Și facem, nu primiți deloc? S-au primit, nu așa pot spune deloc, din moment ce avem un tomograf parțial, ultra-performant și cu fonduri de la guvern. Deci nu chiar deloc. Dar, da, într-un spital sunt multe care trebuie extraordinar să fie. De multe câte, și... Cam câte paturi are spitalul nostru, dacă știți? 220. Cumva. 220. Da. Deci e un spital mare. Da, dintre care 180 sunt pentru spitalizare și restul pentru spitalizare de o zi. Da, e un spital mare. Și are nevoie de multe. E foarte bine că aveți tomograf, dar sunt multe lucruri care trebuie într-un spital. Da, acoperă o rază foarte mare. Dacă următorul spital mare este la Târgu Jiu, la 45 de kilometri, vă dați seama ce rază de acoperire ar trebui să deservească spitalul cu servicii medicale. Toate comunele din jur, pentru care distanța este mai mică la Motru, ar trebui să vină la Motru. Și vin? Și vin, da, vin. Medicii sunt în regulă? Da, adică avem specialiști. Adică aveți medici buni, specialiști? Da, sunt medici buni, sunt medici specialiști. Ar Cum trebui ați făcut față... să-i țineți în Motru? Să pentru... nu plece în străinătate sau la Târgu Jiu? Păi sau la București? N-am reușit să ținem pe toți, pentru că au mai venit anul trecut 5 rezidenți, dintre care 3 au plecat, tocmai la Cărbunești. Concurență? Nu aveau chiar toate condițiile aici și ca să venim în sprijinul lor și să-i determinăm să rămână în Motru,
am transformat câteva locuințe în locuințe de serviciu pe care să le putem oferi celor care nu au vin din altă parte să practice medicina în motru și nu au unde să stea. Și atunci am transformat, avem 4 locuințe, sunt locuințe de serviciu pe care le putem oferi celor care vor să lucreze în motru și nu au unde să stea. Și nu sunt ocupate, adică aveți disponibile sau da, deja sunt. Le-ați dat? Nu, le-am dat, nu sunt solicitări în acest sens. Bun, deci dragi medici care doriți să lucrați în motru, aveți acolo și locuința asigurată și vreau să vă întreb dacă în cazul locuinței de serviciu, nu știu că n-am avut de-a face, e de plătit ceva sau nu plătesc nimic? Utilitățile trebuie să și utilitățile, le plătească, dar da. Nu plătesc nici măcar o chirie modică, okay. Adică este locuință de serviciu. În acest moment plătești și chirie, dar le dăm locuință. Și e mare chiria? Nu, este simbolică. Ah, e simbolică. Deci e bine. Da. Este numai să rămână în motru. Pentru că una e să stea cu chirie, cu în gazdă la cineva, să știe. Sigur, și alta, mai mult. Da, și alta e să fie la ei acasă, cum ar veni, doar că și la o chirie foarte, foarte bună. Da. Mai avem doar câteva minute din emisiune și trebuie să comprimăm puțin informațiile ce considerați dumneavoastră că mai e important de spus despre anul 2018 ca și investiții în afară de ce am discutat până acum sau și alte probleme administrative. Ce doriți dumneavoastră, ce considerați că trebuie comunicat cetățenilor, pentru că avem foarte mulți telespectatori care ne privesc și sigur vor să știe de la dumneavoastră, cei din Motru și din localitățile din împrejurimi. Da, dacă 2017 a fost un an greu, dar an pe care am reușit să-l traversăm cu bine, cu bine, l-am încheiat cu bine, 2018 se anunță mult mai greu, mult mai greu. Revoluția asta fiscală, cum am spus, producând o gaură în buget, încă o gaură în buget, dar să aibă încredere că vom cheltui banul așa cum trebuie și că vom face lucruri bune, vom duce la capăt proiectele pe care ni le-am propus să le derulăm și să accesăm fonduri și vom reuși să schimbăm și fața orașului. În același timp fac eforturi pentru a crea condiții investitorilor, celor care vor să înființeze locuri de muncă pentru locuitorii din zona noastră, din zona Motru. Și pentru că așa am promis și asta este interesul tuturor, pentru că din economie, din activitatea economică se întorc bani la buget. Am câteva contacte, am câteva promisiuni, dar n-aș vrea să mai vorbesc despre ele, că au mai fost câteva care nu s-au materializat până când nu se vor pune pe tapet. Nu vor reuși să vină și să investească. Noi am venit în sprijinul celor care investesc în Motru cu 2 scheme de ajutor de minimis, reduceri până la scutiri de taxe și impozite în funcție de numărul de nou angajați sau în funcție de volumul investițiilor. Și de asemenea suntem deschiși și dacă cineva vrea să investească și are o idee prin care putem să-l ajutăm, să vină, ne face o propunere și vom analiza și vom face tot ce se poate să îți sprijinim. Eu cred că cele 2 scheme de ajutor de minimis sunt foarte bune, dar dacă mai e cazul, mai venim și cu alt sprijin. Când am dat cele 2 scheme de minimis, când le-am imaginat și am făcut calcule, la fiecare leu scutit, erau 3 sau 4 lei care se întorceau la bugetul local. Și prin crearea unor locuri de muncă, da, și impozite din salarii. Din asta, da, erau ajutați, se rezolvau mai multe probleme. Unu, investitorul care avea niște facilități. 2, forța de muncă era ocupată, forța de muncă disponibilă din oraș era ocupată. 3, se reîntorceau bani la buget. Mai mult decât reduceați. Paritatea 1 la 3, 1 la 4, asta era calculul. Acum măsurile astea au cam dat un pic peste cap calculele noastre, dar oricum nu ieșim în pierdere pentru că a scăzut cota de impozitare cu 40%, de la 16% la 10%, că era vorba de cota defalcată din impozitul pe salarii, care se întorcea la bugetul local, dar nu ieșim în pierdere. Faptul că se ocupă forța de muncă, că
oamenii își găsesc locuri de muncă și tot este foarte important. Pentru că având salarii, nu numai că la bugetul local vin cote defalcate din impozitul de salariu, pe salariu, dar îi consumă, îi cheltuiesc tot în zonă și atunci se mai dezvoltă și pe orizontală. Mai apar alte locuri de muncă în servicii, în comerț, în prestări și atunci tot la bugetul local se vor întoarce. Mai greu de cuantificat, dar e ceva. Este. Și vă felicit că nu spuneți, ridicând din numeri, nu e treaba primarului să creeze locuri de muncă. Uite că poate fi treaba primarului dacă știe cum să-i atragă pe investitori. Da, nu creează primarul locuri de muncă, dar poate să creeze condiții pentru înființarea de locuri de muncă și să Corect. Facă lobby pentru așa ceva. Primăria sau primarul nu are cum să creeze locuri de muncă, dar să creeze condițiile pentru așa ceva. Și facilități tocmai pentru asta aproape că intră în obligație. Vă felicit, domnule primar, pentru activitatea pe care o desfășurați împreună cu colegii dumneavoastră din primărie și cu consilierii locali, cu care vă mai luptați câte un pic, așa din când în când, după câte am văzut, dar până la urmă ieșiți la capăt și contradicția duce la progres, da, după cum da, spune sigur. O regulă a capitalismului în care ne zbatem. Dezbaterile pe proiecte, chiar dacă sunt mai aprinse, până la urmă scot la iveală ceva și ai posibilitatea apoi să rezolvi sau chiar pe loc. Nu sunt împotriva dezbaterilor, dimpotrivă le consider chiar binevenite. Nu sunt de acord cu tonul ridicat, cu injurii, cu... Chemați poliția, nu e problemă. Da. Aveți voie. S-a încheiat emisiunea, domnule primar, dar cu siguranță mai avem multe de spus și o să reveniți la ENSA TV să continuăm planurile noastre de viitor la nivelul conducerii primăriei Motru. Mulțumesc oricând! Mulțumim, dragi telespectatori, pentru atenție. Sunt Aura Stoienescu, emisiunea Panoramic. La revedere!